În urma concursului de trecere în corpul ofițerilor, 18 agenți ai Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș au fost promovați. Astfel, 9 agenți au fost trecuți în corpul ofițerilor la IPJ Maramureș, 5 în structura de investigații criminale, 2 în structura de investigare a criminalității economice și 2 în structura siguranță școlară. 8 dintre aceștia au promovat cu note peste 9, iar unul cu nota 10. De asemenea, 9 agenți au promovat concursul în alte unități ale Ministerului, respectiv 5 la Inspectoratul de Poliție al județului Satu Mare, 3 la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și 1 la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj.